ai crescut, mamă, de mic și-am ajuns băiat voinic. M-ai crescut, mamă, de mic și-am ajuns băiat voinic. M-ai crescut ca pe o floare, fără nicio supărare, fără nicio supărare. Bună ziua, doamna Olga! Eu am fost Micaela, sunt la compania Surprize de Domiciliu. Dumneavoastră, astăzi sunteți amăgeată! Mai! Fiți-vă voastră frumoasă de 76 de ani! Nu mă geam nimeni, vedeți? Doamna Olga, eu am fost Micaela. Am un buchet de flori pentru dumneavoastră. Așa frumoasă! O tortă și o sticlă de șampanie. Vă dați seama de partea cui surpriza? Vă dați seama de partea cui surpriza? De la cine este surpriza? Surpriza, la cine? Dai seama. De la cine toate acestea? Dumneavoastră... Din partea cui, mamă, te gândești? Din partea cui? Nu știu, nu știu. Dragă mamă, poate nu te-am spus până acum, dar am fost foarte mândră de tine, de tot ce ești și mai ales de tot ce ai devenit. O femeie frumoasă, responsabilă, muncitoare, iubitoare, mereu elegantă. Precum o floarele gingășe, soarele luminos, apele limpezi și izvoarele cristaline, așa să fii tu, mămică dragă, bună, înțeleaptă și frumoasă. În tot restul vieții să ai parte numai de oameni buni, oameni care să te respecte, să te stimeze și Domnul să te păzească de toate primejdile, să calci mereu pe trandafir, pe flori nemuritoare, să ai în ochii tăi priviri ca razele de soare, să ai o viață ca-n povești, cu vise împlinite, să dărui celui ce iubești, doar clipe fericite. Chiar dacă nu putem fi acolo, suntem alături cu tot sufletul. Îți trimitem acest buchet de bucurii, sănătate și fericire din partea copiilor Anatol, Lucia, Silvia, Angela, nepoții Olga, Dima, Tania, Cristina și Tolia, strănepoții Sandu, Silviu, Vlad și Sabrina. Te-am ghețeanut, mulțumesc frumos! Dumnezeu să-i dăi sănătate, bucurie în viață! Și vouă îți va trimată Dumnezeu sănătate, nu mă bucurii să aveți! Cât viața să aveți de amun înainte, bucurii și sănătate! Doamna Olga, un mesaj pentru copiii dumneavoastră pe jos. Mult sănătate și mulțumesc frumos din tot sufletul. Dumnezeu să-i păzească și vă da proste și mulțumesc. Mulțumesc foarte din tot sufletul. Dar nu mă aștepta, Doamne ferești și Maica Domnului. Bun, mamă, la mulți ani îți trăiești. Mulțumesc, mai bine. Și, eu știu, să ne întâlnim mai des, poate o și mai grămadă, mai mult. Da, Doamne, dar eu și așa și aștept. Tot aștept că vă șerți să-mi vă aici el. Păi, vite, n-ai pe vocă, pe care vă ieși. Și asta nu, că nu. Și asta e tot din partea voastră. Când ai mama, la Lucia, Ela, Dima. Păi ce zici cu banii voștri? Bine. Iar atunci când mă da proastii, wow, Doamne, o, n-am avut în viața mea așa bucurie, Doamne, azi în moșnuț mă cred că n-aș mai am. Așa. Bucurie, vă da proastii, vă da proastii. Zuliță mărăcine, bine, Doamne, n-astă lume, când ai mama lângă tine. Iar atunci când n-o mai fi, o cauți, n-o poți găsi. S-a dus pentru totdeauna, s-a trecut ca gruma.